domnia lui Mihai Viteazul este pe cât de interesantă și ieșită din comun, pe atât de distorsionată și mistificată de către istoriografia noastră. S-a mers atât de departe încât la ora actuală putem spune că românii cunosc mai degrabă o poveste decât o realitate istorică despre viața și acțiunile Marelui Voievod. Personaje care sunt pozitive de la început până la sfârșit, sau doar negative de la începutul vieții până la moarte, găsim doar în povești, eventual în filme, dar nu în realitate. Realitatea e și era și în trecut, plină de lumini și umbre, de nuanțe, de gri. Nu era totul doar alb și negru. Am spus-o și cu altă ocazie pe acest canal și o spun și acum. Mergeți direct la sursele istoriei, în măsura în care aveți acces la ele. Adică nu mai citiți ce spune Iorga că a spus Herodot. Citește-l direct pe Herodot. Nu te mai rezuma la ce scrie în manualul de istorie că ar scrie în cronica anonimă. Mergi și citește direct cronica anonimă. Nu citi ce spune, nu știu, George Călinescu despre Cronica anonimi. Citește în original pe Cronica anonim și așa mai departe. S-ar putea să găsiți diferențe majore între ce spuneau sursele și ce spun istoricii, că spuneau sursele, să zic așa, pentru că de obicei, fiecare istoric sau critic va prelua doar acele pasaje care îi ajută teoria și le va ignora pe restul după cum îi convine, după bunul plac. Ei, la fel s-a întâmplat și se întâmplă și în istorie. Ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun, o să citez direct sursa istorică în jurul căreia este de fapt construit acest episod. Așadar, iată ce scriau boierii, în frunte cu frații buzești, lui Ieremia Movilă, domnul Moldovei, dușmanul lui Mihai Viteazul, la anul 1599, cu un an înainte ca Mihai să cucerească Moldova. Citez. La ai noștrii prea iubiți și de la inimă frați, Jupan Dan Vistiar, i Jupan Ventilă Clucer, i Jupan Ioan Aga, i Pred Apostelnic, i Jupan Jipa Portar, i Stanciu Logofet, i Mihaiu Logofet, sănătate și închinăciune, tremeatem domniilor voastre. Și după aceea, noi, frații domniilor voastre, care ne aflăm acum aici în țara muntenească, Dăm un știre, domnilor voastre, că știți că v-am utremes mai înainte de această vreme nește cărți de la noi, de la toți și de la mitropoliți și de la toți egumenii, de-am utremes atunci o carte la domnul la Eremia Vodă și altă carte la domnia voastră și ne-am rugat-o să rugați pre domnul pe Eremia Voievoda să-l năstăvească domnul Dumnezeu, să-i fie milă de noi și de această țară și de ceste sfinte monastiri și besearici, să nu perimu de tot. Și de ce am scrisu noi atunci la domnia voastră, de toate v-am scris o adevărat. Iar acum încă vă scriem și vă dăm în știre că acum în această luna lui August 27 de zile, venit lui Mihai Vodă steagul de la împăratul turcescu și între aceea Mihaiu Vodă luat austeagul de la turci. Însă turcii totul cu înșelăciune vor să facă. Că acum mai mulți se strângu prela vaduile pre la toate vadurile predunăre și așa să știți domnie voastră că alminterea nu va putea fi, ci turcii totu' vor lovi țara noastră și ne vor robi, căci cu Mihaiu Vodă cât săraci au fost scăpatu' mai dinainte vreme de înrobia turcilor și a de atunci până acum, în toate lunile au băgat pre acei săraci și le-au luat în toate lunile po cinci taleri, până au perit țara de totu și s-au pustit -o. Ce acum un leafă n-are de unde da știri și nici aspri, nici de într-o parte nu-i vine. Ce acum au slobozit oștile prin țară, deci preunde unde află sau dobitocul sau pâine sau ce vor o afla, totul iau cu sila ce acum ne-au mâncat și poama viilor de totu, și ne iau muierile și fetele de le rușinează. Deci Turci audu și înțeleg lucrul ca acesta, că leafă n să dea de nicăieri aspri nu-i ci acum foarte să strângu turci mulți pretutindenea și vedem o bine că vor trece și ne vor călca și ne vor face mare rău. Ci de toate ne iaste cum îi iaste rău, iar mai mare și mai mult rău ne este că de vă trece Turci acum aici în țara noastră, ei vor descăleca țara noastră și vor opune turcul de va domni țara noastră și vor turci pre toți creștini și vor sparge atâtea mănăstiri și biserici și va pieri atâta creștinătate. O, vai de noi, mare rău iaste pre noi că perim-o acum. Și acum iară de alta vă dăm un știre ca acum Mihai Vodă dacă au spart țara, el o acum va să fugă cu acei hoți ce ține, ci vedem că se teme de noi că îl vom prinde, ci ne aruncă acum în și face hochimure turcești și va să ne piarză și pre noi și să ne ia bucatele noastre cum au pierdut și pre alții. Ci acum iară vă rugăm -o și vă ceremu să cădeți și să rugați pre Domnul, pre Eremie Voievoda, să-L năstăvească Domnul Dumnezeu să nu ne lase să perimul, ci să se milostivească pre noi și pre această săracă de țară, oricum va putea domnia Lui, și pre unde va putea să ne voiască măcar să se roage domnia Lui și pre luminatul Măriei sale Craiuleșescu și Măriei sale Cancelarului, că înțelegem și vedem cum s-au milostivitul de au scos spre țara Moldovii din mâna tătarilor și din mâna tuturor limbilor cele rele, de o acum cu pace și se strânge toată țara prin locurile lor. Cu aceea ne rugăm și noi să ne facă mare pomeană cu noi, să ne scoată și pre noi cum au scos și Moldova și într acel chipu să fim și noi plecați și să fim sub aripile luminatului Măriei Craiului Leșescu. Cum e și domnul Eremie Voievodă cu țara Moldovei, ca ceea ce sunt toții de o lege și de o limbă și sunt domni de rudă bună, ca de greci și de frânci și de alți hoți ce ne-au venit și ne-au fost domni, ne-am săturatu, cum suntem sătui și de cesta, de Mihaiu Vodă, că ne mănâncă și ne-au mâncat cu totul. Și alta noi cum înțelegem și auzim turci încă foarte nevoiescu și batu cu fratele Remiei Voievoda să ne dea să ne fie domnul, și l-ar lăsa să ne domnească și doar ar utogmi și această țară, cum au tormit și țara Moldovei, de e pace de către turci. Că de nu vor face turcii pentru voia luminatului Craiului Leșesc și pentru slujba domnului Eremia Voievoda, să știți că această țară și noi de acum suntem periți. Și cum veți face, nevoiți să faceți curându, în ce chipul veți face, ca să poată ieși acest tiranul din mijloc, că de a reși elu, noi am uhălădui și am avea pace și toată lumea ar fi în pace, numai acum pentru Mihai Vodă să face toate vrajbele. Deci foarte ne rugăm să ne voiți. de aceasta vă dăm un știre și Dumnezeu să vă ție sănătoși și într-o pace bună. Amin. Pis meseța septembrie 5 zilii și semnează Chir Mitropolit Eftimie o Târgoviște și toți egumenii de la toate mănăstirile, noi frații domniei voastre boierii ce sunt acum în țara muntenească, Dumitru Dvornic, I. Teodosie Logofet, Iradu Cliucer, Stroie Stolnic, Preda Postelnic, I. Banu, Tăbanu, I. Sava Armaș, I. Radu Comis, I. și Radu Otetelișanu, și de la toți alți boieri mari și mici. Și-am încheiat citatul cu scrisoarea boierilor. Radu Clucer, Stroie Stolnic și Preda Postelnic nu sunt alții decât cei trei frați buzești. Un scurt epilog, atacul turcesc de care se temeau boierii semnatare scrisorii nu va avea loc, Mihai va cuceri Ardealul și Moldova lui Eremia Movilă, cel de care se rugau boierii din scrisoare să le trimită domn pe Simeon, fratele lui, însă acesta se va refugia în Polonia și, în scurt timp, cu ajutorul polonezilor, în special cu cel al hatmanului Ian Zamoiski, Ieremia îl va înfrânge pe Mihai, va reveni pe scaunul Moldovei, de fapt, polonezii îl înfrâng și îl repun pe Ieremia pe scaunul Moldovei, aceiași polonezi îl înfrâng iarăși, și îl vor alunga pe Mihai nu doar din, țara Român din Moldova, ci și din țara românească și în locul lui îl vor pune pe Simion Movilă, fratele lui Ieremia, așa cum cereau boierii în scrisoarea comentată. Tot polonezii îl vor scoate și din Transilvania și îl vor aduce, îl vor readuce pe tron pe Sigismund Batori, iar Mihai se va refugia la curtea împăratului german, de unde va reveni un an mai târziu, cu ajutorul lui Basta și mai departe știm povestea Mihai va fi asasinat mișelește la ordinul lui Basta. Buzeștii și boierii semnatari își vor vedea visul împlinit de a fi domniți de Simion Movilă, însă în scurt timp se vor răscula și împotriva acestui domn și vor ridica pe tron pe un altul pe Radu Șerban. Pe de altă parte, nu este greu să ne imaginăm de ce Mihai a fost rădat de cei pe care suntem învățați să-i credem că i-au stat mereu alături, cel puțin așa reiese din filme și din literatură. Dar vedem că realitatea a fost de fapt mult mai complexă și mai complicată. De fapt, buzeștii și boierii nu-l trădează și restul boierilor, că și buzeștii au tot boieri, nu-l trădează prima dată acum când Trimit această scrisoare către Moldova. Cil trădaseră-și la 1595, când practic supun țara lui Sigismund Batorii și fac din Mihai un simplu capitan al principei lui Ardelean. Relația lor cu domnitorul este una foarte complicată. Se pare că fiecare căuta să-l controleze pe celălalt. Boierii căutau să-l stăpânească pe Mihai. Mihai era nevoit să țină cont și de dorințele lor. Revenind la trădare, motivul ei îl găsim chiar în cuprinsul scrisorii, sărăcirea și spargerea țării de războaiele neîntrerupte pe care le purta Mihai, de jafurile, crimele și violurile pe care le comiteau mercenarii lui Mihai când nu primeau soldă, de amenințarea serioasă din partea turcilor de a transforma țara în pașalâc, așa cum aproape reușiseră la 1595, așa cum aproape reușiseră în 1595 după bătălia de la Călugăreni. Teama pentru pierderea verilor, a familiei și implicit a propriei vieți i-a făcut pe mulți munteni să dorească îndepărtarea lui Mihai Viteazu de pe tronul țării și înlocuirea lui cu un domnitor pașnic. Spre deosebire de Mihai, ei nu erau dispuși să-și pună totul în joc. Mihai a fost unul din puținii domnitori și oameni politici de mai târziu care cu adevărat și-au pus faptele acolo unde și-avea vorbele, să zicem așa. Adică a mers până la capăt, indiferent de consecințe pe care de altfel și le-a asumat. Am putea spune că îi lipsea instinctul de conservare. Aceste acțiuni i-au asigurat gloria, dar și o moarte rapidă. Însă cei mai mulți, nici atunci și nici acum, nu erau și nu sunt dispuși la un astfel de risc. Oamenii din jurul său, țara întreagă, suferea de pe urma războaielor ce păreau interminabile, de pe urma figii războinice a lui Mihai până la urmă. Sigur, după 200 de ani, Mihai a devenit un erou național. În povestea creată de istoricii noștri, el i-a avut alături pe frații buzești și pe alți boieri care visau unirea tuturor românilor. Dar, repet, asta e povestea. Realitatea e ceva mai diferită. De fapt, mult mai diferită. Așa cum tocmai ați auzit cu urechile voastre. Ar mai fi ceva de adăugat? E bine că am prezentat acest document istoric? E rău? E mai bine ca unele lucruri să nu fie spuse, dar atunci cum rămâne cu adevărul? Sau, de fapt, ne interesează adevărul? Vă mărturisesc că la aceste întrebări pur și simplu nu am un răspuns.